Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Hristos a înviat! Ați ghicit unde mă aflu, ați văzut imagini din spate. Ia să văd dacă totuși aveți cunoștință de... Ia fiți atenți! Unde pot fi eu în momentul de față? Vă rog, aveți dreptul la o singură încercare. În Suceava, aici ați ghicit. Dar unde sunt în Suceava? Haideți să vedeți, schimb camera, vă arăt acum. Vis-a-vis de Check Bank, acolo e patinoarul, se vede. Aici e mizeria asta de stații de autobuz, de la Zimbru, dragilor, de la Zimbru. Și n-am venit cu mâna goală astăzi, am zis să vin și eu cu un om care se pricepe la frumos, la urbanism, la năcazuri, nimeni altul decât Alin Opincar. Hristos a înviat. Adevărat, dar ce ți-ai pus ochelarii de soare? Da, nu vezi bine? Nu vezi bine mizeria din jurul tău, nu? Adică nu e... Alin, să nu văd, Mihai. Povestea aia de acolo, umplutura aia de 1998, dacă ți-aduci aminte, atunci apăruseră superbitățile astea. Da. Ai spus-o acolo că mă pricep la urbanism. Mă pricep așa, cât ne pricepem toți, nu neapărat. Da, corect. Dar... cine avea în casă așa ceva era, sau era, pe casă era super. Era tare. Dar uite, acum avem, aici e istoria adevărată, nu-i mai adus-o astăzi. Au ce frumos loc, întâi la brevete de iveție, Suceava, diesel number one. Da, oraș verde. Mihai, aici ai focar, Mihai. Deci râdem, glumim, dar uite puțin ce e aici. Mă acuză ăștia că facem distrugeri, ții minte, nu? Că au schimbat, erau schimbat scările datorită faptului că le-ai stricat tu. Și dacă o să filmezi și acolo puțin, uite-te puțin, dar uite-te puțin ce-i pe jos. Și aici, ce să zic, aș da și pe oameni puțin, dar nu neapărat oameni. Uite ce aici. Alina, acest prea frumos fir care e plin de curent, da? Să mă ierte, Dumnezeu, nu se poate așa. Uite aici, Mihai. Deci gândește-te că ai mai fost odată aici acum vreo 2 ani cu Andrei? Da, cu Andrei Bacuș. 2 ani aproape. Atunci în campanie. Un an și jumătate. Hai să o luăm mai. Băiete, de 2 ani de zile n-a făcut nimic. A pus numai un afiș că vine Jador și orchestră. Pe 31 mai. În schimb, uite ce frumos este. Altceva. Elegant. Asta altceva. Absolut altceva. Elegant, fără altceva. Niciun fel de problemă. Adică... asta e Smart City, nu? Este Smart City, este cum vrei tu. Dar eu te întreb așa, după părerea ta de neofit, hai să zicem că și eu sunt la fel. Bă, nu era mai logic ăsta să fie pe peretele ăla acolo? Să-l vadă toată lumea din stație? Nu. Mă întreb, nu știu, poate mă pricep eu, adică... ăsta se numește mobilier stradal. Mihai! N-ai înțeles? Mihai! Ăsta e mobilier stradal, Alin Opincaru. Știi cât ți-a plătit pentru șmecheriile astea, Mihai? Nu, da... 2.200.000 de euro. Știi când trebuiau să fie gata șmecheriile astea? Cel târziu la sfârșitul anului trecut. Dar prin august a ieșit primăria și a spus, cred că domnul Harșovski, dacă nu mă înșel, și a spus că datorită faptului că o comisie de la minister nu s-a întrunit vreo 6 luni, s-a întârziat licitația. N-am înțeles ce licitație, pentru că contractul pentru chestiile astea și etichetingul și tot s-a semnat în 11 februarie anul trecut. Asta e etichetingul, aici ar trebui să nu, fie. Nu, aici e partea de afișaj electronic, nu? Electronic, adică, mă rog. Când vin autobuzele, pe unde sunt. E și foarte mișto, îți dai seama cum o să arate ăsta în 6 luni după ce-i dă drumul? Cum? Superb, adică pe lângă faptul că el am înțeles că ar trebui să fie anti-vandalism. Uite puțin cum arată stația, deci îți dai seama cum va fi și ăsta în 3 ani. Am zis, 6 luni am fost optimist. Ok, de ce nu l-ai pus acolo odată? Era și mai ferit. Pentru că aici, ce să zic, el e mișto așa. Pe lângă faptul că dai cu capul în el, adică uite. Da, pe bune dacă nu. Așa, râdem, glumim, dragilor, dar pe bune. Adică, bă, băieți, ce Dumnezeu. Mihai, suntem în 2022. Ce e asta aici? Ce e? Te întreb și eu. Intrăm toți pe Google și dăm și noi stația autobuz 2022, oricare oraș din Europa. Dacă mie mi-arată cineva mizeria asta pus așa... asta trebuie să alimenteze minunea asta, alimenteze, de power-ul ăsta, nu? În 2022 astea se îngroapă. Le pui de desubt. Faci o carcasă și un grop. Nu trebuie să stau eu cu căcatul ăsta aici prea și să dau, mă scuzi, primăria, să dau în el. Înțelegi? Și asta încă e varianta bună. O să mergem îndată să vedem încă o stație.
unde e mai hâș pus. Mai cum trebuie, adică, uite, ai turnat beton aici, ai... Bă, tu înțelegi despre ce vorbim, Mihai? 2022, oraș verde. Da, foarte verde. Păi, verde de bute, lateral, bute, scrie aici. Celălalt lateral. Schneider electric. Foarte verde. Oamenii ăștia n-au nicio, cum să zic, îți dai seama, ei nicio bine, au vândut niște produse. Și au vândut niște rahaturi de astea care, mă rog, pe lângă faptul că sunt fix în mijlocul stației, fix în mijloc. Adică, bă, n-ai putut să le pui mai lateral, că stricai, mă rog, superbitatea aia de perete, sau în partea asta unde nu stricai nimic. Înțelegi? Na, deci, eu dacă stau în stație aici, n-am cum să văd, pentru că trebuie să vin aici. Nu putea să se gândească nea gigel ăla, să-l pună naibii în peretele ăla sau pe peretele ăla, să vezi din stație, să vezi normal. Deci, bă, astea sunt niște lucruri care pur și simplu nu că sar în ochi. Sunt absolut hilare, Mihai. Da. Acum, cum să spun, nu ne legăm de... Au scăpat de el, l-au pus acolo, șeful, am pozat, da, e acolo. Mihai, e pus în toate stațiile, sunt puse la fel. Cred că vreo două de alea mici le au undeva în lateral. Că sunt stații cu stâlpi și sunt stații fără stâlpi. Ok, și dacă ai dat 2.200.000 de euro pe sistemul de etichetting, de afișaj, de... Bă, cum să lași asta așa? Și da, nu singura. Singura care a făcut, care e relativ, dar o să mergem îndată și în centru, singura care e puțin dată cu var, e aia de la Carrefour, pe care am văzut-o eu, mai fi, dar nu le-am văzut, nu sunt drumul meu. S-a dat un var și atât. Adică aia mergem în centru de aici? Arată rezonabil, cum? În centru mergem de aici? În centru, da. Doamne, ai curaj, nu? Da, și acolo gândește-te că aici, hai că acum ai după amiază și lumea nu mai pleacă la serviciu, acum se întoarce, gândește că sunt sute de oameni în fiecare zi, hai. Da, n-are rost să mai vorbim, domnul Pincaro. Deci asta e rugină nobilă de acum. Păi de aici puteai să pui niște panouri de alea electronice cu reclame, Mihai, în casă ai bani. Dacă te duce mintea, faci bani din asta. Sunt atâtea sute de firme în Suceava care și-ar fi pus panou de reclamă în stația de autobuz, mă rog, de care se ocupă primăria, și veneau bani la primărie. Peste tot în Europa există panouri electronice, frumos, elegant. Nu vrei să știi cum arată imaginea cu tine așa în spate? E absolut dezolant. Păi așa absolut arată dezolant cu toți sucevenii, Mihai. Și am acum înțeles. Nu folosim cuvinte mari, dar asta e realitatea, mă, o vedem în fiecare zi. Eu trec pe aici foarte des și văd mizeria asta, mi se face scârb. Suntem în 2022, ne-am calificat în 100 de orașe, o să vorbim și de aia de două feluri, dată. Da, am înțeles. Deci, mergem în... Mergem mai departe, sigur. Dragilor, mergem mai departe, stați aproape. Cu Jador, îl vedeți acolo pe Jador, Jadorica al nostru, e aici în stație. Avem și aerisire, uitați, aerisire naturală, frumos, pe bază de curent. Păi, cum trebuie stația asta? Stați aproape, vă mai arătăm una și revenim. Doamne, domnilor, suntem în stația din centru, preafumația stației din centru, tot alături de curaj, Mihai, curaj. Domnul Alino Pincaru. Domnul Pincaru, dar ce ați chemat susținător? Dar ce-i coadă la e-ticketing? La bilete online? Bă, e coadă hai la... să vedem, nu știu, că acum am apărut și eu, da? Aoleu, nene Alin, ce frumos e aici. Vai de mine. E-ticketing ăsta. Este e-ticketing modern. Da. Dacă tu ești pe partea cealaltă, dar o să plece autobuzul verde, da, este etichetingul de vreo 6 luni instalat, da, cu niște carton deasupra, chiar sunt invidios pe cartonul ăla. Nins, ploaie, furtună, vânt și așa mai ala departe. Ăla e mobilier urban, îți spun eu de acum. Dar aici ce se întâmplă? Abonamente? Păi uite, abonamente și legitimații TPL. Vai de capul meu! Două uși de termopan, o chestie acolo, din aia de pe vremea comuniștilor. Bine, poți să... Oamenii stau la coadă, vai de capul de zile. Fă și o panoramă așa, Mihai, la stație. Vai de capul și de zilele noastre, dragilor. Cred 2022. Poți așeza pe scaunele alea foarte confortabil, la cum arată. Ferească, să fie atemă. Etichetingul oficial acolo. Toți vorbesc la telefoane mobile și noi în 2022 stăm după două hârtii scoase de doamna. Fii atent, de două minute durează până îți dă un abonament. Ai abonamentul, Mihai, acum nu fii și tu. Da, mă, dar i-am datele, fratele meu, dar suntem în 2022. Uite, mă, etichetingul acolo stă cu cartonul pe el. Aaa, ăla, da, luni, Mihai. Ăla, da. 2.200.000 de euro. Ferească Dumnezeu. Cash. Ferească Dumnezeu. Și ăla a pus în mijloc, lângă stâlpi.
a se sesiza, da? La fel de bine și cu alimentarea pe care vezi că băieții deja au colorat. E la fel de bine așezat acolo, adică nu e niciun fel de problemă. Aia fiind mult mai mică stația, observă, adică nu e ca și cum ai loc mult acolo, asta să zicem că e mai mare. Doamne ferește. Păi doar să vedem așa, că suntem în 2022, adică... Da, e total asta, sub panou de eticheting. Sute de oameni în fiecare zi aici. Poate chiar mai mult, depinde de perioadă. Sute! Uite câte ceasul acum și câți oameni sunt aici. Dacă ce numere așa, 50 lejer așa cu tot. Pad aici, minus 15 grade iarna. Trebuia să fie implementat de 6 luni. 6 luni, Mihai. Și stai că încă nu e ca și cum se dă drumul mâine. Probabil că vor mai fi niște luni. Bă, da, era o comisie, Mihai, la minister. Până la ora 6 e deschis, că dacă ratăm ora 6 s-ar putea să nu mai pupăm abonamentele. Băi, acum sunt ultimele zile și ale taxatoarelor. Până la eticheting. Am înțeles că după ce bagă eticheting-ul pleacă taxatoarele. E frumos, e vorba ta, e ce trebuie. Știi? Dăm o vorbă, spunem, dăm o șansă, dăm o veste, zim că se poate șansă. Să... Uite și tu, e coadă, mă, ferească, bun, Dumnezeu. Bun, acum, Mihai, hai ca să o luăm, că uite de fapt ce frumos. Nu pentru asta am venit, dacă e să o luăm așa. Porumbeii ăștia așa frumos, lasă asta. Găinațul pe jos, în capul oamenilor. Deci este ce trebuie aici, și foarte curat. E curat, e frumos, jador peste tot, adică... În schimb, Mihai, geamul cu stația asta se va vedea de acolo, din roata panoramică. Mizeria asta? Oare o vede bădiță? Bine, o vedem noi, nu neapărat trebuie să o vadă el. Eu, până la urmă, asta e nemulțumirea mea. De ce n-ai făcut stațiile astea? Cu milionul ăla de euro faci toate stațiile din oraș țiplă, să arate. Degeaba le-am pus pe alea de alucu bond, verzi și mă rog, știi? Deci, fii atent, Arin. Doi elevi, două minute de elev și a venit bietul pensionar, stă acolo la gemulețul ăla. Bă, se umilește acolo la printr-o găurică, mă, să stea de vorbă cu cineva, să dea niște date, Mihai, mă. Noi când am venit aici, noi nu știam de treaba asta. Ca să plătească, oameni buni. Trebuie să plătească acolo, mă. Și asta se întâmplă de 30 de ani, îți dai seama. Toate că termopanul ăsta cred că e puțin mai nou de 30 de ani, dar un 10 ani tot are lejer. Lejer. Știi? Mai sunt niște cașcarabete care stau degeaba pe aici, ca așa. Aici e și o zonă foarte bine urbanizată, așa, știi? Exagerat sistematizată, pardon. Observe, adică știm toți chestia asta. Cred că toți am trecut pe aici în fiecare zi la un moment dat. Minunat. Nu? Da. Super. Roată panoramică. Asta e de fapt problema mea, sincer, și faptul că stau oamenii ăștia ca niște vite, niște condiții absolut incredibile, adică și sunt sute, dacă nu chiar mai mulți pe zi. Hai, asta e problema. Repet, în spate, panouri electronice, reclamă, bani. Bani, bani, zilnic, bănuțul la primărie, faci treabă. Curățenii, tot ce trebuie nu și alte povești. Le poți și concesiona stațiile astea către agenți economici, prin care ei se angajează să le întrețină impecabil și încasează o parte din reclama pe care o fac aici. Și se ocupă ei de tot, nu trebuie să faci nimic, Mihai. Trebuie doar să-ți dai o semnătură. Bine, trebuie să te ducă și capul puțin, dar asta deja e o chestie mai complicată. Înțeleg? Adică degeaba facem verde, degeaba aducem autobuze, degeaba dacă, sau mă rog, parțial, hai să nu fim exagerați. Dacă omul stă în jegul ăla acolo, uite puțin cum și arată. Și acum plouă, dacă îmi plouă e dezastru, când ce plouă să e mai, dezastru. Dacă ninge, când, ce să mai discutăm, adică așa astăzi e o zonă, o zi frumoasă. Zi frumoasă, adică, da, se poate. Da. Asta e realitatea, Mihai. Alin, mulțumesc frumos, mai vrei să spui ceva, că ți-au microfonul, stai microfonul de... Cuvintele de prisos. De prisos. Da. Doamne, domnilor, cam așa e, cam așa e. Și când vezi că pe stâlpi apare eco-rai, Suceava verde, e panoramă ce aici, dragi, vorbesc serios. Uitați-vă și domniile voastre. Bă, se stă la coadă, mă. Am făcut facultatea, dragilor, la Constanța. Jumate din ea, jumătate la Suceava. Mi-aduc aminte că n-a apucat. În 1997 am terminat-o. 97! Îs 30 de ani îndată, dragi. Îs 30 de ani îndată și bădiți ai în lungul... Tot la coadă ține pe Suceava. Ia uitați! Să stai la coadă ca să-ți plătești un abonament la transportul în comun. Nu sunt cuvinte. Dragilor, hotărâți-vă ce vreți să faceți și unde vreți să ajungeți. Ca de obicei, sus inimile, sănătate maximă. Hai să vă mai arăt ceva frumos. Aici vine fiecare, parchează fiecare cum vrea. În spate e autobuzul, unui diesel, unui verde, unui... E absolut incredibil ce e aici, absolut incredibil. Deci stăm de 8 minute
domnișoara care vorbește la telefon, încă n-a ajuns. Trei oameni de o minută stau, dacă ploua, aera. Ăștia suntem, dragi. Asta e Suceava. Felicitări, Ion Lungu, așteptăm roata panoramică. Următoarea mare realizare.